am încercat să găsim o variantă cât mai compactă, cât mai puternică, în sensul de a prezenta Suceava și turistic, și ecologic, și ca tradiții, și ca viitor. Și vreau să mulțumesc colegilor mei care s-au preocupat într-un timp foarte scurt să punem în viață un concept la care țin foarte, foarte mult. Noi acest produs îl facem cu eforturi proprii, deci costurile sunt cumva mai mult prin muncă, prin manoperă, prin creație. Dar evident, în momentul în care dezvoltăm și alte componente pe turism și ați văzut la Consiliul Consultativ al Turismului câteva idei pe care le punem în aplicare, evident că această ladă va putea fi regăsită în acele buticuri turistice pe care ne le dorim să existe și care vor exista, cred eu, prin aprobarea acelui proiect de Belvedere. În egală măsură, această ladă de veste poate fi regăsită și la muzeu și la obiective turistice. Și sigur că în momentul în care vom decide acest lucru, va trebui să găsim o formulă prin care ele se poate fi făcute de o firmă specializată. Nu putem să facem noi la nesfârșit acest lucru, însă acea firmă va trebui să-și asume și comercializarea la un preț rezonabil.